Salut! Astăzi vom testa un alternator modificat. Luat, nu este modificat de mine, este luat direct din China, modificat că am tot văzut în China direct modificate, cumpărate de-a gata și am zis să încerc să văd ce poate să facă. Da? Alternatorul așa arată. Încă nu l-am desfăcut, decât l-am probat, nu l-am desfăcut să văd exact cum este făcut, dar îl voi desface după aceea, după ce fac testul și vă voi arăta ce și cum. Am zis să-l testez, să vă arăt ce poate. Haideți să punem aparatul de măsură pe el. Sper că se vede aparatul de măsură. Da, să pun ceva. Ok. Perfect. Haideți să-i dăm drumul. Avem 3300 de ture. Atât duce motorul, 3370 de ture, avem 200 de volți și 447 de kHz, 0,447. Haideți să-i punem și un consumator. O să pun din nou, am aici lămpile halogen făcute plus un bec de 100 de wați. Deci în total ar fi 200, 300, 400, 500, 550 de wați. Ceva de genul. Haideți să-l pun să se vadă. În cadru avem cleștișorii. Asta ca să vedem și ca și putere. Ca și voltaj și herții nu se pupă deloc. Haideți să-i dăm drumul. Pune și aparatul cumva pe aici. Deci la rotația asta de 400 de rotații scoate 18V, 54 de herți. Lămpile au început să se aprindă.
3000 de rotații. Se vede. Avem 148 de volți. 47, 148. Cu 0,400 de kHz. Deci în niciun caz nu se poate folosi. Da, concluzia este clară. Nu este ceea ce spune chinezul, deci dacă vă luați din China, deja gata făcut, este țeapă. Da, îl voi desface și o să văd exact cum este bobinajul și cum sunt așezați magneții și să văd dacă pot modifica ceva la el. Acesta a fost testul, dacă v-a plăcut, abonați-vă și dați un like. Mulțumesc frumos! O zi bună!